Doamnelor și domnilor, ne-am întors după ce foarte mulți dintre producătorii români, dintre oamenii care activează în industria asta agroalimentară și a exprimat nemulțumirea față de măsurile luate de guvern, peste 50% din producția de fructe și legume românești în cuantum de 2,3 milioane de tone anual se vinde în piețe. Într-o astfel de situație e de înțeles nemulțumirea unora. De asemenea, pentru a răspunde nemulțumirilor, ministrul agriculturii, domnul Adrian Oros, a încercat să stingă așa incendiul generat de guvern cu închiderea piețelor din spațiile închise și a garantat, iată, producătorilor români că vor avea acces în piețe. Ca să ne explice mai bine despre ce este vorba, se alătură discuției și domnul Adrian Oros, ministrul agriculturii. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua! Desigur, eu am venit mai mult să aduc niște clarificări, pentru că incendiul a fost cu totul artificial, provocat de către oameni responsabili care încearcă să câștige capital politic în această perioadă. Eu readuc aminte tuturor că în perioada stării de urgență, când nimeni nu cerea închiderea piețelor și unii primari, tocmai pentru ca să saboteze măsurile pe care guvernul atunci le lua, au închis piețele, am ieșit public și am spus că aceste piețe trebuie lăsate deschise, sigur, cu respectarea tuturor normelor privind prevenirea acestei viroze. Și acest lucru l-am făcut atunci, deși nu era campanie electorală, pentru că era necesar. Era o altă situație epidemiologică. Acum, sigur că trebuie să întărim și să năstrim măsurile, să restricționăm circulația oamenilor, pentru că este o altă situație epidemiologică. De aceea, eu sunt convins că toți primarii responsabili și administratorii de piețe vor găsi soluții. Noi aici la Cluj am identificat astăzi cu fiecare primar în parte soluții, în așa fel încât orice producător agricol care are produse românești să aibă în continuare acces în piețe să-și vândă marfa și orice consumator care caută produse românești să găsească în continuare acele produse românești în piețe. Sunt soluții și dacă piețele sunt deschise, și dacă piețele sunt în spații semideschise, și dacă piețele, unele dintre ele foarte puține, funcționează în spații mici, închise, sunt soluții pe care noi le-am identificat aici și sunt convins că în viitor, în următoarele zile, peste tot, în toate orașele unde sunt asemenea piețe, se vor găsi soluții. Cum? Cum mai exact ați reușit acolo? Ce ați făcut? Au mutat cei din Cluj piața din interior, afară, în parcare? Mai exact, dați-ne detalii. Simplu. Acolo unde piețele au permis și sunt pereți care au putut fi detașați, s-au făcut spații semideschise. Unde nu s-a putut acest lucru, mesele pentru producătorii de produse românești au fost mutate în spațiile semideschise ale acelor piețe, astfel încât, repet, niciun producător local de produse românești, începând de mâine, nu va avea de suferit. Toți vor fi pe piață ca și până acum. Iar cumpărătorii o să vadă acest lucru când se vor duce mâine la piață. Bun, se întreabă foarte mulți, de exemplu, reprezentanții Asociației Administratorilor de Piețe din România, se întreabă ce va face producătorul român care se va trezi cu marfa stricată. Știm că este vorba totuși de alimente, legume, fructe, lucrurile astea sunt perisabile. Până la urmă, 30 de zile e mult pentru acești oameni care, să fim serioși, mulți dintre ei trăiau din legumicultură și trăiau după zi pe alta sau de pe o săptămână pe alta cu banii ăștia. Repet, sunt convins că deja luați în calcul și o compensație cumva. Deci eu, în primul rând, vreau să vă spun că sunt convins că deja toți primarii și administratorii de piețe care sunt bine intenționați au găsit soluții ca fiecare producător care produce este pe piață cu produse românești să fie prezent în continuare acolo. Cât privește compensarea pierderilor datorate evoluției COVID, acest lucru se întâmplă și producătorii știu. Atât în sectorul zootehnic, cât și în sectorul vegetal, am acordat și acordăm în continuare sprijin 150 de milioane euro, bani europeni, bani care au rămas
neutilizat din măsurile din PNRR și încă 1,5 miliarde bani de la bugetul național, astfel încât tot spectrul de fermieri, atât cei care activează în sectorul vegetal, cât și cei care activează în sectorul zootehnic, au primit și vor primi în următoarele zile acele compensații pentru pierderile datorate. Sper să fie suficient de deschiși reprezentanții autorităților locale încât să pună în aplicare toate aceste măsuri, astfel încât producătorul român să nu sufere. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, domnule Oroz, le mulțumesc și invitațiilor mei. Mergem la Ștefan Apurcar să vedem cu